Sâmbătă 19 mai 2012, Muzeul de Artă Brașov invită publicul brașovean, dar și turiștii la evenimentul Noaptea Muzeelor 2012, organizat în cadrul celei de-a 8-a ediții a Nopții Europene a Muzeelor. Muzeul va putea fi vizitat gratuit între orele 18:24. Vizitatorii vor avea posibilitatea să viziteze Galeria Națională, expoziția permanentă a muzeului și expoziția temporară Marin Sorescu, pictorul. Cu acest prilej, Muzeul de Artă Brașov, în colaborare cu Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Bredicianu Brașov, partener al evenimentului, organizează o serie de evenimente: demonstrații de pictură pe sticlă, modelaj, gravură, desen, sculptură și un moment teatral, Mihail Sebastian, Steaua fără nume. De asemenea, artiștii plastici Bogdan și Magda Pelmuș vor prezenta proiectul We Are the Double O's Made in Raw, proiecții video și acțiune.